Nicolae Grigorișin este noul primar al municipiului Bălți. Candidatul independent a obținut 84,7% din sufragii, iar candidatul Partidului Patrioții Moldovei, Nicolae Chirilciuc, a acumulat 15,23% din voturi. Prezența la scrutin a fost una scăzută, aproape de 10% din bălțeni s-au prezentat la urnele de vot. Socialiștii susțin că cel de-al doilea tur de scrutin din Bălți a compromis procesul alegerilor democratice din țară și a cerut demisia CEC. În replică, vicepreședintele Autorității Electorale, Pavel Postică, spune că aceste acuzații sunt, de fapt, declarații politice. Sunt foarte recunoscător oamenilor care m-au susținut, consilierilor municipale. Desigur că voi lucra mai departe pentru a aduce până la bun sfârșit proiectele începute. Principala prioritate vor fi pensionarii. Vom realiza proiecte în susținerea acestora. Într-un comunicat de presă, Partidul Socialiștilor susține că cel de-al doilea tur de scrutin din Bălți este o farsă rușinoasă care a compromis procesul alegerilor democratice din țară. Socialiștii au menționat că membrii Comisiei Electorale Centrale ar trebui să-și dea demisia. Socialiștii au spus că nu îl recunosc pe Grigoriș în drept primar al municipiului Bălți. Noi îi îndemnăm pe membrii CEC care au participat la această fără de lege să-și dea demisia. Partidul Socialiștilor nu îl recunoaște pe Nicolae Grigoriș în drept primar legitim al municipiului Bălți. Considerăm necesar organizarea unor noi alegeri cu respectarea tuturor mecanismelor democratice. Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a declarat pentru postul nostru de televiziune că își asumă responsabilitatea pentru toate deciziile luate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin și a catalogat acuzațiile socialiștilor drept declarații politice. Eu cred că este copacul ipocrit din partea unor forțe politice să faci campanie prin care să nu chemi lumea la vot și după aia să te plângi că prezența la vot a fost slabă. Toate hotărârile care au fost adoptate de Comisia Electorală Centrală, în special de sancționare pentru abatere disciplinare, au fost contestate și hotărârile respective au rămas în vigoare. Cel de-al doilea tur al alegerilor din capitala Nordului urma să aibă loc în data de 5 decembrie. Însă, în dimineața zilei respective, CEC a anunțat că scrutinul este suspendat după ce candidatul partidului politic Șor, Marina Tauber, a fost exclusă din cursă pe motiv că nu a declarat toate cheltuielile în campania electorală.